anul 2019, acest hotel ar fi trebuit să fie demolat, pentru că atunci Consiliul Județean Prahova, care era condus de un PSD-ist, Bogdan Andrei Toader, a cerut la judecătoria sectorului 1 demolarea construcției. A fost o primă decizie favorabilă Consiliului Județean, adică au fost de acord să se demoleze acest ansamblu turistic, după care a fost retrimis. În fine, ideea este că noul președinte al Consiliului Județean n-a mai făcut apel și toată povestea a rămas în picioare pentru a se întâmpla tragedia pe care o vedem. Și este, adică, dacă există, doamna Buzoianu, o cerere de demolare din partea Consiliului Județean Prahova, înseamnă că până într-un punct oamenii și-au făcut treaba, dar a intervenit ceva pe parcurs. Da, este exact ce zicea domnul Purice. Știți, oamenii care se duceau acolo habar n-aveau dacă le este pusă viața în pericol. Și nici nu era treaba lor să știe, era treaba autorităților să știe și să gestioneze acest lucru. Ce este cel mai bizar în acest caz este că, de fapt, pare că autoritățile toate știau. De la primărie, care știa că nu are autorizația de funcționare dată pentru acest amplasament, până la ISU, care făcea chermeze după ce făcuse verificări acolo și și-a dat seama că existau numeroase încălcări ale legislației. Iată, și Consiliul Județean știa. Erau toți acolo care știau și, de fapt, aici se trage linie. În spatele acestui afacerist care, iată, reușise să se descurce foarte bine, erau o grămadă de nume politice care l-au acoperit, așa cum se întâmplă în toată țara asta, pentru că mai sunt, nu este un singur caz, sunt multe cazuri de astfel de oameni, de aia vorbim de ani de zile de depolitizarea instituțiilor, pentru că în sfârșit avem nevoie ca instituțiile astea să nu se mai uite la numele celor pe care, la care se duc să fie făcute controlele. Ar trebui să se uite mai degrabă la dacă sunt îndeplinite sau nu legislația. Dacă s-ar fi uitat o autoritate în mod real, dacă este îndeplinită legislația acolo, poate tragedia asta putea să fie prevenită.